Au fost proteste cu îmbrânciol de dimineață în fața guvernului. Aproape 1000 de revoluționari s-au îmbrâncit cu forțele de ordine și au încercat să iasă din zona special împrejmuită pentru protest. Oamenii au ieșit în stradă pentru a doua zi consecutiv, nemulțumiți că de la anul vor avea indemnizații mai mici. În acest moment s-a creat o breșă în perimetrul de siguranță format de forțele de ordine. Sunt câteva sute de jandarmi postați în această zonă care încearcă din răzputeri să-i țină pe protestatari în frâu. Fără succes însă. Unul dintre revoluționari a reușit să iasă din zona creată special pentru protestatari. A fost reținut în aceste momente de către jandarmi și este dus la dubă pentru identificare și pentru a fi amendat. Nemulțumirile oamenilor sunt mari. Revoluționarii nu sunt de acord cu tăierea indemnizațiilor din ianuarie 2012. Revoluționarii sunt hotărâți să nu renunțe. Vor să protesteze în fața guvernului toată săptămâna. Am crezut că am câștigat libertatea, așa cum aș bate joc acest guvern comunist. Să-i trezi măcar la realitate. Guvernul ăsta care s-a cocosat pe umerii noștri a ajuns pe scaune luxoase și acum aș râde de noi. Nu ne bagă în seamă. Este o viață mizerabilă. Îi doresc tovarășului Băsescu să aibă el pâinea care o am eu la 58 de ani. Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Rușine! Rușine să vă fie! În urmă cu scurt timp, revoluționarii au plecat în marș spre bulevardul Magheru. Petre Nechita este în mijlocul lor. Petre, s-au mai liniștit spiritele? Bună ziua, Ana, bună ziua tuturor. Protestul s-a mutat din fața guvernului aici, la sala Dales, lângă sediul Blocului Național al Revoluționarilor. Oamenii sunt mult mai liniștiți pentru că sunt și mai puțini față de guvern. Dacă acolo număram aproximativ 1000 de protestatari, aici au mai ajuns probabil 20-30. Oamenii spun însă că și colegilor sunt pe drum și vor continua protestul în această zonă. Dacă ți-amintești, Ana, am vorbit și în zilele trecute despre astfel de probleme. Nu e prima dată când izbucnesc incidente la protestele revoluționarilor. În ultimele săptămâni, aproape zi de zi, oamenii au ieșit în stradă, vor să nu se modifice legea recunoștinței față de eroii martiri, vor demisia guvernului și vor să-și arate în acest fel nemulțumirea față de modul în care a evoluat democrația în ultimii 22 de ani. Până acum nu i-a ascultat nimeni, s-au luptat doar cu jandarmii care au fost nevoiți să-i țină în frâu. Astăzi problemele au apărut în momentul în care oamenii au vrut să plece din acel loc special creat pentru protest. Până la urmă, în urma negocierilor, forțele de ordine au acceptat ca grupuri de 15-20 de persoane să plece în marș spre sala Dales. Vedeți și în aceste imagini că o parte dintre oameni au ajuns aici, sunt ceva mai liniștiți și să sperăm că nu vom mai avea parte de incidente. Oana? Petre, mulțumesc! Ca vântul și ca gând